găsit pe scara cuvintelor. Sunt convins că mai toată lumea cunoaște versetul din Biblie care spune că Dumnezeu ni s-a descoperit și continuă să ni se descopere prin creația lui. Nu sunt încă convins că tot atâta lume s-a uitat cu adevărat, cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el pentru a vedea lămurit în sușirile lui nevăzute, adică puterea și dumnezeirea lui. Ceea ce știu sigur este faptul că Maraschiva Pop a făcut-o. Și nu oricum. Având experiența cercetării, căci este doctor în teologie, ea a inițiat un demers de analiză și sinteză soldat cu un volum substanțial apărut de curând la editura Rizoprint, Omul și lumea lui. Vă mărturisesc că, parcurgându-l, am fost deopotrivă încântat și surprins. Încântat pentru că rare ori am citit o carte scrisă cu un așa entuziasm molipsitor și surprins pentru că aproape pe fiecare pagină întâlnești informații sau citate deloc comune și sudate exact acolo unde le este locul. Încă de la titlu înțelegem că autoarea s-a aplecat asupra ființei umane și a mediului în care aceasta a fost așezată analizând de o manieră sintetică informații din diferite domenii de cunoaștere. De la cosmologie la chimie sau biologie, de la filozofie la psihologie sau sociologie. Toate aceste informații sunt trecute prin filtrul, aș fi spus ca al teologiei, însă e vorba, zic eu mai degrabă, de un filtru al credinței, al credinței susținute scriptural. Căci nu-i așa Poți să fii deținătorul la zeci de mii de informații și să le folosești după cum crezi tu de cuvință, în favoarea sau în detrimentul lui Dumnezeu. Poți să strălucești în domeniul teologic și fără a avea credință, dar discursul tău va fi cel mai probabil arid, lipsit de acel entuziasm și de acea generozitate pe care o întâlnești în cazul unui veritabil credincios. Una dintre marile calitățile acestei cărți, și implicit ale autoarei, este așadar. Generozitatea. Generozitatea de a fi făcut accesibile informații care susțin, aproape inexpugnabil, creaționismul și credința în Dumnezeu. Dar mai ales generozitatea de a împărtăși celor care parcurg cartea bucuria descoperirii Creatorului în lucrurile făcute de el. În prezentarea succintă a controverselor legate de apariția Universului Material, chiar de la începutul volumului, abordarea: doamnei Paraschiva Pop este predominant apologetică. Materia, spune autoarea, păstrează urmele degetelor lui Dumnezeu. Acei logoi înțeleși în filozofie ca principii de organizare dinamică a cosmosului sau chiar ca sursă a acestor principii, iar în iudaism ca rostire ordonatoare a lui Dumnezeu. o succesiune de dovezi culese din diferite domenii susțin existența acestor logoi, susțin impregnarea materiei, de fapt a întregului univers, cu rostirea ordonatoare a celui ce a creat-o. Bună oară! Expansiunea universului sfidează uriașele forțe gravitaționale din interiorul lui. Mai mult, dacă viteza de expansiune ar fi cu puțin mai mare, Materia s-ar fi dispersat pur și simplu. Legile termodinamice susțin și ele creaționismul, unde una dintre acestea, entropia, spune că totul tinde să se dezorganizeze. Or evoluționismul militează de fapt pentru organizare, pentru evoluția de la simplu la complex. Există deci o informație închisă în toate lucrurile, cum spune autoarea Exprimabilă prin relații matematice, fapt dovedit și de tabelul periodic al lui Mendeleev. Iar această informație, această pecete internă a lucrurilor, este un fel de dialog al lui Dumnezeu cu noi. Este felul lui Dumnezeu de a ni se revela prin Revelația natura, Naturală. Legea biogenezei ne spune că viața nu poate apărea decât din viață. Adepții evoluționismului, pe de altă parte, sunt de părere că viața a apărut din materie anorganică, un fapt imposibil de dovedit. În ciuda numeroaselor lor experimente, nimeni nu a reușit vreodată să creeze viață în eprubetă sau să examineze viața la microscop, fiindcă viața nu este vizibilă. Mă bucur din suflet Spune Paraschiva Pop că nu le ies socotelile oamenilor de știință care caută viața în materie. Este ca și când ai căuta sufletul omului disecându-i trupul, adaugă ea. Cercetătorii își pierd vremea căutând cu nasul ațintit în țărâna pământului ceea ce nu se poate găsi. Viața este ordine într-un univers entropic într-un univers care se dezorganizează. Speciile, de pildă, sunt imoabile. În ce sens? Granițele lor nu pot fi trecute. S-au obținut diferite rase de câini prin încrucișarea genelor, dar niciodată nu s-a ajuns la o specie diferită. Au rămas câini, chiar dacă formele lor diferă. Și în fine, Există diverse mecanisme ireductibile, cum sunt bună mecanismul ireductibil al celulei. Ce înseamnă asta? Ea nu poate funcționa decât în condițiile existenței simultane a tuturor parametrelor implicați. Pe scurt, proteinele se găsesc numai în interiorul celulelor. Acestea nu pot fi formate fără proteine, dar numai celula poate forma proteine. Iată că nu putem decât să exclamăm deodată cu eremia, mirați -vă. Un alt mecanism ireductibil este cel al migrației. Fascinant este faptul că un fluture, cum este cel numit frumoasa doamnă, o făptură atât de fragilă și vulnerabilă, cum spune autoarea, care cântărește mai puțin de un gram și are un creier cât un punct, e bine, acest fluture străbate sute sau mii de kilometri Pornind din Africa și ajungând până în Ungaria sau Polonia. Șase generații sunt necesare pentru o călătorie dus întors. Mă întreb, adaugă autoarea, de unde știe generația următoare ruta care trebuie urmată? Iată deci cum, vorba lui Ioan Hristostom, cunoscut și ca Ioan Gură de Aur, creația ne duce ca de mână la Dumnezeu. Încă mai abundente sunt dovezile care susțin creația atunci când se are în vederea ființa umană. Nu există timp pentru o detaliere din păcate. Să remarcăm însă câteva lucruri mai puțin comune. Știați că atunci când omul are în inimă o stare de recunoștință, de iubire sau alte emoții din ordinea binelui, molecula de ADN se dilată, lanțurile ADN-ului se deschid, iar când omul trăiește emoții negative, cum ar fi stări de furie, frustrare, stres, molecula de ADN se micșorează, se contractă, blocând astfel unele din codurile sale? Sau știați că stresul modifică dimensiunea creierului, reducând-o? Că simpla respirație implică cooperarea a 90 de mușchi ai pieptului? Că atunci când ne relaxăm, creierul intră într-o configurare neuronală ce caracterizează gândirea socială? Cu alte cuvinte, ori de câte ori are un moment liber, creierul uman are reflexul de a intra în modul social. Sau, mai știască multitasking-ul, acea cerință a societății de azi de a face mai multe lucruri deodată, epuizează resursele creierului, pentru că acesta trece de la o etapă la alta, irosind o mare cantitate de energie doar pentru această comutare. Biotehnologia este un domeniu științific ce caracterizează încercările omului de a perfecționa rasa umană. Este corespondentul, spune autoarea, turnului Babel din câmpia șinearului, căci omul a ajuns din nou să-și atribuie dumnezeire, asumându-și postura celui care măsoară viața. Vorbim aici de diversele încercări ale omului de a-și modifica structura genetică, de a modifica structura genomului uman, Vorbim de domeniul delicat al reproducerii, un act disociat azi, complet de iubire. Și tot în această zonă, Paraschiva Pop aduce în discuție domeniul bioeticii, cel care încearcă, reușind parțial, să stopeze avântul biotehnologiei. Nu vreau să insist. Cititorul va putea singur să treacă în revistă chestiunile abordate. Remarc însă un detaliu care v-ar putea atrage atenția. Se pare că medicii care sunt implicați în eutanasierea unui pacient sau într-un suicid asistat vorbesc despre o neliniște, despre un tremur lăuntric incontrolabil al ființei lor. De aceea, ei nu au voie să șofeze, ci sunt însoțiți, tocmai pentru că trupul reacționează involuntar atunci când intervii în perimetrul autorității lui Dumnezeu, făcând să înceteze o viață. Această aroganță a omului postmodern, a omului Prometeu, adus încet, încet, la pierderea identității sale pe mai toate planurile. Iar Paraschiva apoi numerează tulburări ale identității biologice, tulburări ale identității sexuale și este acroșat și domeniul axiologic. Valorile au fost inversate. De aici înainte, discursul autoarei își pierde entuziasmul apologetic, devenind resemnat ironic. Firește că și această manieră de a analiza lucrurile este impregnată de o atitudine defensivă, însă strategia ține mai degrabă de rezultat decât de cauză. Paraschiva Pop trece de la planul material și organic, care este un dat, la cel pur ideatic, abordând etapizat câteva teorii filozofice legate de valorile omului în modernitate și postmodernitate, de la pozitivismul lui Comte la raționalismul iluminist al lui Kant, de la nihilismul avid de puterea lui Nietzsche la dezvrăjirea moralei prin conflictul eu supra eu deslușit de Freud. Strategia defensivă a autoarei constă aici nu în analiza lucrurile deja date, purtătoare de logoi, cum spuneam, de principii divine, cum sunt universul material și entitățile organice, ci în a analiza consecințele teoriilor filozofice, rezultatul lor, și anume Prăbușirea societății, îmbolnăvirea ei iremediabilă. Vă mărturisesc că secțiunea dedicată postmodernității este, din punctul meu de vedere, o bijuterie sintetică de studiat obligatoriu. Este analizată, ca rezultat al teoriilor de mai sus, după cum spuneam, fragmentarea pe toate palierele, fragmentarea la nivel social prin acel pluralism omogen, cum mi se spune, adică prin recuperarea tuturor concepțiilor despre lume, viață și Dumnezeu și punerea lor la un loc într-un amalgam relativist. Fragmentarea la nivelul ființei umane, prin reducerea omului la un gem mecanic sau mecanicist de formule chimice sau chiar prin reificarea lui, un termen care înseamnă transformarea lui într-un obiect, fragmentarea la nivel relațional prin reducerea omului la starea de monadă, prin uniformizarea și transformarea lui într-un anonim, prin depersonalizarea lui completă. Și în fine, fragmentarea la nivelul comunicării prin dispariția alterității, celălalt astăzi aproape că nu mai există. Iar discuțiile dintre noi, datorită comunicării virtuale, sunt discuții de absurdă după cum observa și Steinhardt. Aș mai menționa și capitolul despre mass media, din care dați-mi voie să citez un exemplu personalizat. O dinioară, omul simplu, care mergea la serviciu dimineața, aștepta autobuzul, având un moment de tihnă pentru a se gândi la ce avea de făcut în ziua respectivă, cu cine avea de vorbit, ce avea de aranjat, în asemenea momente, mulți creștini găseau răgazul de a-și prelungi rugăciunea de acasă, ca Dumnezeu să-i ajute la neprevăzutele zilei. La întoarcere, așteptând același autobuz, omul putea să treacă în revistă cele petrecute și să-și depene gândurile nestingerit. Dar acum, chiar și în stații, trebuie să asculți toate reclamele și toate nonsensurile de la radioul de pe strada ta care te împiedică să fii ocupat cu propriile tale gânduri. Informația inoportună te alungă înspre exterior, înspre vizibil, înspre materie, golindu-te. Nu de puține ori trebuie să înduri poluarea auditivă cu care ești bombardat pe mijloacele de transport în comun sau în alte spații sociale. Dacă ești la o plimbare, nu știu cum se face că cel puțin jumătate din trecători vorbesc parcă singuri, dar sunt conectați prin celular la o convorbire despațializată. Iată, sunt numai câteva idei pe care le-am cules din cartea Paraschivei Pop. Puține, foarte puține. Ele însă abundă. Și ceea ce e mai important, ele se succed logic și dau substanță cărții. Autoarea, fost profesor preuniversitar și universitar, reușește, printr-un limbaj accesibil, prin explicații laconice, dar extrem de limpezi, să conducă o argumentație care se sprijină deopotrivă pe entuziasmul credinței, dar și pe o logică interioară discursivă foarte bine structurată și la fel de bine strunită. M-am bucurat de asemenea, la nivel stilistic, de lipsa a limbajului de lemn cu excepția locurilor unde acesta, ca urmare a entuziasmului amintit, nu avea cum să lipsească. Iată deci o carte de toată mâna, o carte manual, de citit și rumegat nu doar de cei credincioși, cât mai ales de cei necredincioși, căci, cine știe, entuziasmul este întotdeauna molipsitor.